În timp ce bilanțul deceselor provocate de cutremurul din Turcia și Siria a depășit 41.000 de morți, salvatorii continuă să găsească și supraviețuitori sub dărâmături. Cei care au supraviețuit aproximativ 200 de ore sau chiar mai mult sub ruine sunt foarte puțini, iar printre ei se numără și doi frați care au fost ținuți în viață de un aliment minune. Doi frați din Turcia au fost găsiți în viață sub dărâmător după aproape 200 de ore de la cutremurului devastator. Tinerii au dezvăluit că ceea ce i-a ținut în viață a fost singurul aliment pe care l-au avut la îndemână și pe care l-au împărțit timp de mai bine de o săptămână. Puțin sunt cei care mai sunt găsiți în viață în Turcia și Siria de către echipele de salvatori, iar cei care au supraviețuit au fost nevoiți ori să apeleze la măsuri extreme, ori să își drămuiască resursele limitate pe care le aveau la dispoziție. Astfel, după 198 de ore petrecute printre grămezile de moloz, doi frazi din Turcia au fost găsiți în viață de către salvatori. Cei doi au fost prinși între dărâmăturile cu tremurului din data de 6 februarie. Norocul lor a fost faptul că au avut acces la o pudră proteică, singura sursă de hrană pe care au avut-o la dispoziție, dar care le-a fost de ajuns pentru a supraviețui aproape 200 de ore sub construcțiile prăbușite. Cele mai recente date publicate referitoare la victimele cu tremurului din Turcia și Siria arată faptul că bilanțul cu tremurului din țările vecine a depășit 41.000 de morți, relatează spynews.ro.